Bine ați venit la un nou clip din seria Povești de la Abonați, serie în care narez poveștile primite de la voi. Astăzi vă prezint 5 povești pe care le-am selectat cu grijă din căsuța mea de e-mail. Încă mai sunt câteva zeci de povești pe care nu le-am citit, deci nu vă grăbiți să-mi trimiteți povești noi. Dar totuși, dacă vreți să-mi trimiteți, aveți o adresă în descrierea clipului. Mulțumesc tuturor celor care mi-ați trimis povești de groază. Apreciez că ați stat să scrieți. Acum, haideți! Stați un pic și ascultați. Era vară. Urma să plec cu familia mea într-o excursie în pădurea din apropierea casei bunicii. În dimineața plecării, m-am trezit și am coborât în bucătărie. Da, camera mea și a fratelui meu erau la etaj. Aveam o casă mare, dar părinții mei nu se înțelegeau deloc. Tot timpul se certau și câteodată nu își vorbeau cu zilele. În bucătărie am dat de fratele meu mai mic, care se juca cu niște mașinuțe pe masă. Nu mi se părea nimic ciudat, până când aud un sunet ciudat urmat de un țipăt ascuțit. Era clar, tata a lovit-o iar pe mama. Nimic ieși din comun. Fratele meu, Eduard, a început să plângă. Mă simțeam oribil. Am încercat să-l calmez, dar nu am putut. Plângea mai tare. În capătul scărilor am văzut pe mama care își ținea mâna dreaptă pe față și îmi făcea semn să tac și să mă uit în spatele meu. M-am întors lent și plină de spaimă. Era poliția. Așa se întâmplă mereu. Certuri peste certuri. Adio, excursie. Poliția l-a arestat pe tata. M-am grăbit să-mi iau fratele în brațe, dar m-am împiedicat și m-am tăiat în cuțitul care era căzut pe jos. Cuțit pe jos? Ce naiba căuta acolo? M-am ridicat încercând să opresc sângele când am observat că nu-l mai văd pe Edward. Mi-am făcut loc printre polițiștii care legau pe tata. Parcă am simțit un gol în inimă când am văzut fereastra de la camera lui Edward deschisă. Nu se putea așa ceva. E imposibil. Oare unde e? Casa devenise brusc goală. Mă cufundam în liniștea de plină. Când, deodată, ușa de la camera mea se deschide lent. Cine e acolo? Am spus înfiorată, nu știam ce se petrece. Liniștește-te, totul va fi bine. S-a auzit o voce stinsă. Pe noptiera de lângă patul meu se afla un briceag mic. Am încercat să-l apuc, dar ceva mi-a prins mâna. O durere a trecut prin mine, brusc, ca și cum un fier fierbinte mi-era băgat lent în inimă. Ce naiba se întâmplă? Am bolborosit nervoasă. Ți-am spus să te liniștești și nu ai ascultat. Acum suferi. A șoptit chestia în timp ce intra pe ușă. Era oribil, pielea palidă parcă îi se curgea de pe oase, fața era acoperită de sânge, iar ochii erau albi, lipsiți de viață. Ce vrei de la mine? Ce vreau de la tine? Nu vreau nimic de la tine. Atunci de ce faci asta? Am țipat plină de ură. După ce a auzit asta, creatura care mirosea îngrozitor s-a apropiat până când a ajuns lângă patul meu. Îmi venea rău, dar nu de frică, din cauza mirosului. Ridică-te, a spus, ridicând tonul. În acea secundă am simțit un fior pe șira spinării. Am făcut ce mi s-a spus și m-am ridicat la marginea patului. Creatura ciudată m-a prins de mână și m-a târât până la o chestie mare și întunecată. M-am pins înăuntrul său. Era în spatele meu. Îi puteam simți prezența în ceafa mea. Ce naiba se vedea? Eram într-o încăpere rece, ca un fel de celulă. Eram în pușcărie. Ceea ce era straniu era că tatăl meu se afla acolo. Îl puteam vedea cum îi se scurgea sângele pe jos. Credeam că o să vomit. Bestia m-a apucat din nou de mână atât de tare încât a reușit să-mi taie pielea cu unghiile sale. Mă durea îngrozitor, dar am tăcut. Le-am lăsat să mă ducă mai departe. Aparent, am ajuns într-un cimitir. Mi-am făcut loc printre mulțimea de oameni care plângeau la capătul unui mormânt. Pe cruce era scris numele meu. Nu pot să cred. Ce dracu tocmai se întâmpla? Nu puteam atinge nimic. Părea a fi un vis. Brusc m-am trezit cu o durere puternică pe mâna mea. Probabil m-am lovit în somn. Slavă Domnului, a fost un vis. În întunericul de plin, am încercat să mă ridic, dar am realizat că eram într-un sicriu. Încă din copilărie am avut parte de o maturizare rapidă, viața mea nefiind atât de blândă precum în cazul copiilor obișnuiți. Din cauza unor neînțelegeri, căsnicia părinților mei a fost destrămată inevitabil.
iar cum la acea vreme aveam puțin peste vârsta legală de a alege cu cine vreau să rămân, am decis să stau cu tatăl meu, el mereu fiind figura părintească ce mi-a umpluse sufletul de afecțiune, pe când mama mea era o persoană rece. Adevărul crud fiind acela că nu am simțit cu adevărat că am o mamă, chiar dacă tatăl meu încerca să umple acel gol. La vârsta de 12 ani, când eram într-o vizită la o rudă, am decis să fac o mică plimbare pe lacul din apropiere. Era foarte aproape, iar acesta îmi oferea o atmosferă specială mie cât și copiilor din sat. Când te apropiai de lac, o briză caldă de vânt te cuprindea precum o îmbrățișare. Pentru mine acel lac era precum acasă. Nu înțelegeam de ce tata mi interzicea să vin în această zonă. Cu diverse gânduri în cap, nu am realizat cum timpul se scursese în jurul meu. Soarele dispăruse de mult de pe cer, iar singura lumină venind de la ferinarele vechi amplasate pe aleea cea mai îndepărtată. Am continuat să fac înconjurul lacului, până în punctul în care ajunsesem lângă salcâmul vechi, ce se apleca deasupra apei. Liniștea mormântală îmi crea un disconfort. Chiar dacă eram copil, realizam că pentru acea zonă era prea liniște. Nici măcar un foșnet de greiere sau foșnet de frunze nu se auzea. Din apă văd cum iese încet la suprafață un cap de femeie. Pielea ei era albă precum laptele și părul de un negru intens. Ochii săi erau precum două perle la fel de negre, poate chiar precum un vid, absorbind orice fel de lumină, oricât de mică ar fi fost. Puteam să o văd atât de bine pentru că era fix în fața mea. Corpul îmi paralizase și puteam să o privesc doar cum se ridică. În următoarele clipe, deja puteam să-i văd întreg corpul cum stătea cu picioarele goale pe apă, cum ar fi plutit deasupra ei. Era îmbrăcată cu o rochie alb spre cenușiu. Simplitatea frumuseții ei depășea orice limită a perfecțiunii lumești. Făcea câțiva pași mai aproape spre mine până ajunsese pe mal. Când în sfârșit distanța dintre noi era atât de mică încât puteam simți briza caldă, ce o simțeam când veneam pe lângă lac. Își așeză mâna pe obrazul meu. La contactul cu pielea sa am simțit o atingere rece și grea precum mâna unui mort. Involuntar, câteva lacrimi au început să-mi cadă pe obraz. Nu știu dacă din cauza fricii sau a șocului. Aceasta îmi ștersese o lacrimă cu degetul mare și îmi șopti: "Nu plânge, copile, eu te voi veghea." Nu am mai putut zice nimic pentru că am căzut în întuneric total după auzul unui cântec de leagăn de la ea. Când m-am trezit următoarea zi, eram în patul meu de acasă, neștiind ce s-a întâmplat după aceea. Știu doar că tata a evitat să-mi spună cum am ajuns acasă și ce se întâmplase în acea seară. Tata probabil realizase ceva de a decis să plecăm atât de repede de la casa acelei rude. Un an a trecut de la acel incident, iar eu credeam că a fost doar un vis. Dar dorul de mamă mi invadase iar sufletul mai puternic ca niciodată. Am venit din bucătărie direct în camera mea întunecată. Am decis să mă bag direct în pat fără a mai prinde lumina. Făceam asta mai mereu. Când m-am pus în pat, am realizat că acolo unde trebuia să fie perna, erau de fapt două picioare de femeie pe care eu acum stăteam. Stăteam cu capul în brațele acelei persoane necunoscute, iar asta îmi dădea fiori. O mână rece precum a unui mort mă mângâia pe cap, acea mână îmi trezea amintirile îngropate, deci nu a fost totul doar un vis ce se întâmplase atunci. Ea era femeia din lac, cu aceeași voce blândă de atunci îmi șopti: "Crezi că te-am părăsit?" I-am luat mâna în a mea fără a mă întoarce să o privesc și am răspuns cumva surprinsă de curiozitate. Pentru un copil, dacă vede și aude anumite lucruri, acelea încep să devină realitatea lor. Asta era și în cazul meu. Tângeam atât de mult după acea parte lipsă din mine încât îmi doream să accept iubirea acelei ființe. E ciudat, nu? Așa cresc și eu. Dar am realizat că nu sunt cea mai normală persoană. "Rămâi cu mine." Îi confirm că o accept și că mă putea veghea. De atunci, în nopțile în care nu puteam dormi, aceasta mă lasă să stau cu capul în brațele ei și mă mângâia. Avea seri în care era blândă, dar altele în care mă înspăimânta cu adevărat, pentru că părea mai inumană decât de obicei. În unele seri, chiar ajungea în cameră după mine, iar în acele dăți puteam vedea cum rochia ei albă era pătată cu un lichid roșu. Puteam observa acele pete doar când luna mi oferea lumină în cameră, pentru că niciodată nu aprindeam lumina. Nu e cea mai perfectă mamă,
dar femeia din lac îmi oferă mai multă iubire decât mama mea biologică. Numele meu este Mihai. Locuiesc în America, dar țara mea natală este România. Acest mesaj o să ajungă la părinții mei, asta dacă mai am timp să-l trimit. Azi, rușii au trimis 3 bombe nucleare către America. Primul mesaj din partea președintelui a fost astfel. Dragi cetățeni ai Americii, după cum știți sau nu știți de la știri, rușii au trimis 3 bombe nucleare către America. Din fericire, aceste bombe nucleare sunt mai speciale, așa că radiațiile, din câte am auzit, nu pot să treacă prin lemn. Ca să scăpați, trebuie să săpați o groapă în pământ de 3 metri adâncime și 2 metri lățime, urmând să fie baricadată cu lemn. Succes! Când au auzit ce a zis președintele, oamenii erau cu ciocane, lopeți, uși sau plăci de lemn în mână. Am reușit să sap și eu o groapă și să o baricadez cu lemn. Din ea scriu acum acest mesaj cât pot de repede. La ora 15:37 am auzit bubuiturile de bombe care au atins pământul Americii. Acum toți cetățenii simt arsuri dacă respiră. Pielea se face roșie și aud numai țipete. Mi-am dat seama că, de fapt, nu sunt bombe speciale, dar și că președintele a vrut mereu ca noi să ne săpăm singuri mormintele. Te-ai gândit vreodată cum ar fi dacă ai rămâne după ore închis în școală? Dacă nu, atunci faci bine. Dacă da, eu te-aș sfătui să renunți la acest gând prostesc, deoarece eu am fost deja pe acest drum. Eu și cel mai bun prieten al meu, Matei, eram genul de elevi mediocri care nu se omorau cu învățatul, dar nu eram nici proștii clasei. Eram acei băieți pe care îi întâlnești în orice școală, care se țin doar de șotii și farse, până când ne-a venit o idee care, la momentul actual, mi se părea ceva absolut genial și cu care ne-am fi făcut afirmați în liceu. Eram în clasa a 10-a, eu și Matei am avut, să-i zicem, uimitoarea idee a generației noastre, cum ar fi dacă la terminarea orelor ne-am ascunde în liceu, după ora închiderii și să stăm acolo peste noapte. Nu am spus nimănui ceea ce urma să facem, pentru că voiam să le facem o surpriză dimineața următoare. În acea zi niciunul nu și-a adus cărțile cu el, rucsacele noastre fiind pline doar de mâncare și alte obiecte cu care am putea pregăti câteva șotii pentru ziua ce va urma. Liceul nostru este unul mic și din cauza asta, înaintea noastră, clasele de gimnaziu fac orele dimineața, iar noi de după amiază până seara. După a 6-a oră, la finalul orelor de curs am coborât cu ceilalți copii să ieșim din școală, însă chiar aproape de ieșire ne-am dus în baie, până nu s-a mai auzit niciun sunet pe hol. Baia nu era o ascunzătoare prea bună, deoarece era de așteptat ca femeia de serviciu să vină să facă curat și acolo. Planul ni-l pregătisem de câteva zile în amănunt. Matei scoase capul pe baia ușii care scârția și, pentru a nu fi auziți, acesta o deschisese brusc, deoarece dacă o deschidea prea încet, scârțitul lung ne-ar da de gol. El îmi făcu semn cu mâna că este totul în regulă și că pot să-l urmez. Am luat-o în fugă pe vârfuri până în laboratorul de informatică. În spatele tablei, de fapt în spatele peretelui, cu tabla era o anticameră. O cameră în care profesorul de informatică depozita anumite chestii, unități defecte, monitoare, tastaturi, cabluri de rezervă, cutii prăfuite. Tot acel praf ne-a spus că în acea cameră nu se făcea curat foarte des, deci era ascunzătoarea perfectă. La nici 2 minute după ce am intrat în anticameră, ușa laboratorului se deschide. Când m-am așezat pe o cutie, un nor de praf s-a ridicat și aproape că am strănutat. Dar din fericire, Matei mi-a pus mâna la gură la timp. Am avea mari probleme dacă am fi prinși. După vreo 20 de minute, persoana din laborator a plecat, cel mai probabil a fost femeia de serviciu care făcea curățenie. Pe la ora 20:45, după o perioadă lungă de plănuit și vorbit diferite chestii ca între băieți, am ieșit din ascunzătoarea noastră. După ce am verificat dacă ușile sunt încuiate pentru a putea vedea dacă suntem singuri în liceu, ne-am pus pe treabă. Am început cu clasa noastră. Am pus bancă peste bancă până când formasem un morman de mese în mijlocul clasei pentru a râde puțin de colegii noștri. Apoi am mers în altă clasă și am slăbit șuruburile unor scaune și tot așa. Pe tot parcursul timpului am auzit un șuierat enervant în ureche, dar când l-am întrebat pe Matei dacă aude și el,
a zis că probabil îmi imaginam, deci nu i-am dat importanță. După ce ne-am terminat treaba, am zis să campăm în clasa noastră. Însă, când am ajuns acolo, am fost șocați total. Băncile erau în ordine perfectă. Nu părea că am trecut pe acolo. Ce mama drac... începe Matei speriat. Dar nu-l mai aud deoarece o durere de cap mă lovește din senin și șuieratul s-a transformat într-un sunet de dezamăgire. Ești bine? Se sperie Matei. Da, trebuie să plec naibii de aici, îi răspund eu. Ce se întâmplă? Nu știu, dar nu vreau să aflu. Am luat-o la fugă, Matei a zis că a ascuns el o șurubelniță în baie și că va descuia ușa. Cum alergam pe lângă sălile de clasă, puteam observa cum totul era rearanjat în deplină ordine. O spaimă totală îmi cuprinsese tot corpul, pe Matei îl vedeam cum albise la față. A intrat în baie, eu stăteam de pază la ușă, dar după 7 minute în care nu mai ieșea, am intrat după el. Cele văzute mi-au băgat teroarea până în ultimul oscior. Două siluete sfârtecau corpul neînsuflețit al lui Matei. Acestea s-au ridicat de pe el și s-au întors spre mine. Erau înalte, îmbrăcate în zdrențe gri și nu aveau picioare. Ele pluteau la câțiva centimetri deasupra solului. Nu le puteam vedea fața. Era acoperită cu un material negru ca smoala, iar degetele lor aveau aspect de lame lungi de cuțit. Se apropiau încet de mine și scoteau acel de dezamăgire. Am vrut să fug, dar nu am putut. Doar am căzut pe jos și am început să plâng până am simțit mâna unuia dintre ei mângâindu-mă pe cap. Acum sunt la ora de biologie. De atunci îi pot vedea mereu. Știi acel moment când ești la oră și simți că o să adormi și că ești fără putere? Crezi că te plictisești, nu? Așa credeam și eu. Aparent școala e împânzită de aceste spirite. Ele se hrănesc cu energia noastră vitală. Doar clopoțelul de la finalul fiecarei ore le amintește că nu trebuie să termine tot de mâncat. Acum gândește-te, cum ar fi ca ceva să meargă prost și ca niciun clopoțel să nu mai sune? Cum am spus, eu acum sunt la ora de biologie și vreau să vă rog ceva. Data viitoare când învățați despre organe, vă implor să nu mai zguduiți borcanul cu inima. Mi-e greu să văd că asta îi se întâmplă lui Matei. Iar când vă jucați cu oasele scheletului, v-aș fi recunoscător dacă la final m-ați reasambla la loc. Mă cam doare. Ar fi frumos dacă aș putea să-mi șterg amintirile, dar nu pot. Știu că vor fi acolo mereu să-mi reîmprospătez memoria și să-mi redezvăluie frica. Dar eu nu sunt nici în măsură și nici expert pentru a vorbi despre asta. Însă sunt sigur că am simțit destulă frică încât să pot crede că am dreptul să o fac. E o amintire legată de o fată pe nume Maria, care a fost transferată în școala mea, din nu știu ce motive. Îmi amintesc că era foarte frumoasă și sociabilă și amabilă, iar pentru câteva luni chiar mă îndrăgostisem de ea. Nimic nu părea prea neregulă până la o oră de biologie, când a trebuit să disecăm un animal pentru a studia sistemul cardiovascular. Eram colegul ei de bancă în acel laborator și vedeam cum diseca total greșit, dar pe măsură ce tranșa, un zâmbet tot mai larg îi apărea pe față. Acea oră a schimbat totul, deoarece după nu mai voia să fie persoana drăguță pe care toată lumea o știa, iar prietenii au părăsit-o unul câte unul până când eu am rămas singurul său prieten. A devenit obsedată de biologie și studia foarte mult oamenii și anatomia lor. Obișnuiam să o conduc acasă pentru că era în drumul meu și nu avea motive să nu o fac. Iar în plus compania ei îmi plăcea. A trecut un an, doi și vedeam cum începe să fie apropiată de mine. Am ajuns în clasa 11-a când colegii din clasă au început să dispară. Și aveam să aflu și de ce. Într-o vară, Maria mi-a cerut să ne plimbăm. Normal că am acceptat. Am dus-o acasă, dar nu a intrat în curte. În schimb, m-a luat de mână și mi-a zis: vrei să știi de ce îmi place așa de mult biologia? Ar trebui să vii la mine. Am acceptat, dar când am intrat înăuntru la ea în casă, am rămas oripilat când am văzut că peste tot erau urme de sânge. Maria a închis repede ușa de la intrare și s-a asigurat că nu pot ieși. Apoi a început să alerge într-altă cameră a casei. Am urmat-o, dar brusc simțeam că nu mă puteam mișca. Spaima m-a cuprins și nu puteam face nimic, pentru că în fața mea, în acea cameră, erau așezați pe mese și pe jos foștii colegi de clasă, fiecare dintre ei disecat și cu diferite organe lipsă.
Acum știi de ce iubesc biologia? S-a auzit din spatele meu. M-am întors să văd pe Maria că stătea cu un cuțit și cu un zâmbet larg, iar cu privirea parcă mă străfulgera. Nu știu cum i-am făcut curaj să alerg, dar am făcut-o. Treceam pe lângă bălțile de sânge din casă. Ea a început să râdă și a spus: cred că astăzi voi studia inima. Nu puteam face nimic altceva decât să fug și să fiu urmărit. M-am împiedicat de cadavrul unuia dintre colegi și fata s-a năpustit asupra mea. A încercat să mă omoare, însă am reușit să iau cuțitul și să îl înfig în gât. Nu voi uita aceste evenimente. De aceea aș vrea să-mi șterg amintirile. Într-o noapte, eu și prietenii mei am plecat într-o excursie în pădure. Am zis că ne vom povesti cele mai de groază lucruri pe care le știm ca să nu putem dormi. Eu nu mă sperii ușor, așa că am spus că voi povesti ultimul. A ajuns să fie rândul meu și am început să spun o poveste pe care o știam de multă vreme. Ea sună ceva de genul: toată lumea cunoaște povestea omului negru, dar nimeni nu știe de unde a pornit. Era undeva în Elveția, un băiat încerca să-și sperie prietena cu o poveste inventată despre un spirit asemănător omului negru, căruia îi se vedeau doar dinții albi atunci când zâmbea. Băiatul i-a spus că omul negru va apărea lângă ea când doarme și în cazul în care nu-l va băga de seamă se va plictisi, dar va încerca în fiecare seară să o facă să-l observe. Însă dacă te uiți la el chiar și preț de o secundă, va sări pe tine și te va omorâ. Chiar dacă încerci să fugi, te va prinde oriunde ai fi. Fata a fost speriată groaznic. În acea seară, prietenul ei a condus acasă spunându-i că pare rău că a speriat-o așa tare. În acea noapte ea nu a putut dormi. Se gândea într-una la omul negru și la felul în care acesta apare lângă patul ei cu intenția de a-i lua viața. A adormit, însă după un timp a simțit ceva la marginea patului. Când s-a uitat, a rămas îngrozită. Omul negru era acolo și se holba la ea. A simțit cum lacrimile îi curgeau pe obraj. Fata a luat-o imediat la goană, speriată până în măduva oaselor, l-a sunat pe prietenul ei să-l întrebe de ce i-a spus acea poveste. Când a primit un răspuns la telefon, s-a auzit o voce: el e al meu acum. Fata a alergat până nu a mai putut și a ajuns la casa iubitului, iar când a intrat, el dormea liniștit. A încercat să-l trezească, l-a luat în brațe bucuroasă că nu i s-a întâmplat nimic. În timp ce îi povestea ceea ce s-a întâmplat, el a început să râdă. Bărbatul s-a transformat în ceva negru dintr-o dată, fără chip, doar cu un zâmbet alb înfiorător. Fără reacție, fata a început să se roage, însă degeaba. La final, omul negru i-a șoptit: asta se întâmplă când îți imaginezi că sunt aici. Dacă crezi că sunt lângă tine, fii sigură că așa este. I-a dat drumul fetei, iar ea a scăpat. Însă nu se știe când, noaptea, ziua, în pat sau pe canapea, când cineva își va imagina că el este acolo, așa va fi.